Oare suntem deja în recesiune, chiar dacă piața este la un maxim istoric? E bine, dacă te uiți doar la S&P 500 și la indicele BET, ai fi tentat să spui că nu. Însă, în realitate, lucrurile stau puțin diferit. Și dacă rămâi până la sfârșitul videoului, vei vedea cam care ar trebui să fie sectoarele în care ar trebui să te uiți în următoarea perioadă. Te salut, Cristian Trebuie, sunt consultant financiar și investitor în piețele financiare, și haideți să ne uităm puțin pe câteva companii importante din SP500 în momentul de față și să vedem dacă putem să tragem câteva concluzii. Dacă ne uităm la SP500, observăm că anul acesta a crescut cu 17,8%, adică o creștere destul de mare. Doar că această creștere a fost susținută doar de câteva dintre companiile care fac parte din SP500. Bineînțeles, lucruri similare se întâmplă și cu Nasdaq. Adică, NASDAQ este pe un maxim istoric, a crescut cu 20% anul acesta, doar că și NASDAQ, la fel, este ținut sus doar de o mică parte din companiile care compun acest indice. Și haideți să ne uităm puțin pe câteva dintre companiile importante din piață în momentul acesta. Dacă ne uităm la Amazon, Amazon a crescut anul acesta cu 28%, adică o creștere foarte mare, o creștere mai mare decât are SP500. Apple are o creștere de 19% anul acesta, în condițiile în care Apple are vânzări în scădere. Numărul de iPhone-uri pe care îl vinde astăzi este mai mic decât numărul de iPhone-uri pe care îl vindea anul trecut. Și chiar și așa, Apple a crescut cu 19% anul acesta. Meta a crescut cu 40%, în cazul în care ai comparat meta la 80 de dolari. Felicitări, ai niște profituri magnifice. Microsoft a crescut cu 20% și Microsoft crește mai mult decât S&P 500. Nvidia a crescut cu 160%. Nvidia trage indicele în sus. În momentul de față Nvidia este cea mai mare companie de pe piața bursieră din America, una dintre cele mai mari companii la nivel global. Palantir, o companie foarte des apreciată de investitorii de retail, Palantir a crescut anul acesta cu 63%. Na? Da? Crește Exponențiale creșteri foarte mari, creșteri mai mari decât are piața în sine. Problema este că aceste creșteri de la câteva companii ține piața astăzi sus. Pentru că dacă ne uităm la alte companii, ca companii mari, companii cunoscute, observăm că lucrurile stau puțin diferit. United Health, care este una dintre cele mai mari companii din lume, se ocupă de zona de sănătate și de asigurare. Anul acesta este în scădere cu 2,8%. Una dintre cele mai mari companii din lume este în scădere. Ne mai uităm și la Stanley Black Decker. Stanley Black Decker este în scădere aproape cu 10%. Această companie niciodată nu ar trebui să fie în scădere pentru că face unelte. Adică uneltele ar trebui să fie totdeauna căutate și întotdeauna la mare vânzare. Se pare că nu. Se pare că nu mai este la vânzare. Se pare că oamenii nu mai cumpără unelte. Dacă ne uităm la Intel, Intel este minus 31% anul acesta, adică de la 1 ianuarie până astăzi, minus 31%, în condițiile în care Nvidia a crescut cu 160%. În mod teoretic, cele două companii sunt cam pe aceeași felie. Practic, se pare că nu. Se pare că Intel nu reușește să intre pe această zonă de inteligență artificială. Va rămâne așa pentru totdeauna? Nu știu, vom vedea. Însă, anul acesta, Intel nu mai este la modă și se pare că investitorii nu mai preferă această companie. Starbucks, cu toții am auzit de Starbucks, probabil ai fost și ai băut cafea de la Starbucks, este la modă în România, a fost la modă în America, anul acesta a minus 22%. În momentul de față lucrurile nu stau foarte bine pentru Starbucks, au cifră de afacere în scădere, vânzări în scădere, foarte mulți competitori în piață, lucrurile nu stau foarte bine. CVS. CVS este un magazin, este o farmacie, din nou, acest magazin nu ar trebui să aibă vreodată vânzări în scădere. Se pare că anul acesta a scăzut cu 25%. Similar se întâmplă lucrurile și când vorbim despre Bath and Body Works. Bath and Body Works vinde creme, vinde parfumuri de cameră, vinde geluri de duș, chestiuni de genul acesta. Există vreodată moment în viața asta când nu ai nevoie de un gel de duș? Păi nu prea. Și chiar și în aceste condiții, compania este anul acesta minus 13%. Ulta Beauty. Ulta Beauty se ocupă de frumusețe, după cum îi spune și numele. Este la fel un magazin care vinde produse cosmetice. Anul acesta minus 15%. Nike. Una dintre cele mai cunoscute companii la nivel global. Probabil ai Adidas de la Nike, probabil ai echipament sportiv de la Nike. Una dintre cele mai iubite companii la nivel global. Anul acesta minus 32%. De ce au ajuns în această stare? Pentru că au luat niște decizii care nu mai sunt în concordanță cu ce cere piața, și pe lângă asta, oamenii nu mai vor să dea mulți bani pe articole de îmbrăcăminte, de încălțăminte, care astăzi sunt la modă, mâine nu mai sunt la modă. Și atunci, după cum poți observa, în momentul de față există o discrepanță foarte mare între companiile de la vârful unui indice bursier. Și companiile care sunt în interiorul indicelui. Și anume, primele 10-15 companii din SP500 sunt companii care au profituri peste medie. Au profituri din ce în ce mai mari, profituri în creștere, sunt companii din ce în ce mai apreciate pentru că, în momentul de față, sunt în zona de inteligență artificială. În schimb, majoritatea companiilor din SP500, mare parte dintre ele, în momentul de față, sunt în recesiune. Cum ne dăm seama că sunt în recesiune? Păi, au vânzări din ce în ce mai mici, au clienți din ce în ce mai puțini, au profituri în scădere. Drept dovadă, astăzi, mare parte din companiile din SP500 care nu sunt în vârful indicelui sunt pe minus. Minus 10%, minus 20%, minus 30% sau poate chiar mai mult. Și atunci, de ce există această discrepanță uriașă între companiile din vârf și companiile care sunt în indice? De unde apare această discrepanță? Păi, în momentul de față, suntem într-o piață foarte ciudată. Piața este la un all-time high, suntem la niște maxime istorice, doar că aceste maxime istorice sunt susținute doar de 10% dintre companiile care sunt prezente în acest indice. Doar de 10%. În realitate, acum suntem într-o recesiune pe care nu o ia nimeni în calcul. Suntem într-o recesiune doar că pe anumite sectoare investiționale și doar pe anumite companii. Oamenii din clasa de mijloc astăzi nu mai au suficient bani să cumpere produse de larg consum, produse scumpe. Adică, ok, se duc și își cumpără machiaj. Doar că nu mai cumpără cele mai scumpe produse de machiaj. Se cumpără pe cele mai ieftine. Se duc și își cumpără Adidas. Dar nu mai cumpără de la Nike. La Nike unde produsele sunt de obicei mai scumpe decât la ceilalți producători. Cumpără de la ceilalți producători unde produsele sunt mai ieftine și așa mai departe. Deci în momentul de față se pare că există într-adevăr o recesiune doar că pe anumite sectoare. Pentru că oamenii din clasa de mijloc și oamenii din clasa de jos nu mai au suficienți bani să cumpere comodități. Da? Și atunci, cum interpretăm aceste informații? Păi, dacă ne uităm pe un grafic aici, am pus eu în paralel Walmart și cu Target, avem în felul următor. Walmart este cu albastru, Target este cu MOV. Walmart este un magazin. Vestit pentru produsele lor ieftine. După cum poți observa, în ultimul an Walmart este în creștere. Asta înseamnă că oamenii preferă să cumpere produse foarte ieftine. Target este cunoscut pentru produse de un preț mediu spre ridicat. Din cauza aceasta, în ultimul an, Target este în scădere. Un nou motiv care să susțină ce am spus mai devreme, adică oamenii preferă să plătească un preț mult mai mic astăzi pe produse pentru că nu mai au la fel de mulți bani. Când va fi o schimbare a mentalității? Pe păi, în momentul în care o să vezi că din ce în ce mai mulți oameni se duc și cumpără produse mai scumpe. În momentul în care vei vedea mai mulți oameni că merg la Target, în momentul în care vei vedea mai mulți oameni că merg și cumpără produse de la Nike, în momentul în care vei vedea din ce în ce mai mulți oameni că merg și își cumpără cafea de la Starbucks. În momentul acesta, lucrurile acestea nu se întâmplă. În momentul acesta, oamenii preferă să cumpere produse ieftine. Produse ieftine sau produse din zona de inteligență artificială, care în momentul de față nu sunt validate 100%. Atunci, haideți să tragem câteva concluzii. Chiar dacă nu pare, recesiunea a început deja. Doar că nu pentru toate companiile. A început recesiunea doar pentru companiile care teoretic au produse scumpe și nu necesare 100%. După cum am spus mai devreme, poți să trăiești liniștit și fără să-ți cumperi o pereche de Nike și poți să te duci să cumperi o pereche de Adidas mult mai ieftin. Și atunci, anticipez că aceste companii care în momentul de față sunt la minime, vor mai scădea în continuare. Asta este presupunerea mea. Până când vor scădea? Păi până în Q4, Q1, Q4 2024, Q1 2025. De ce mă aștept să scadă până în aceste momente? Pentru că în Q4 2024 mă aștept ca dobânda băncii centrale să înceapă să scadă și Jerome Paul să înceapă să taie aceste dobândi. În momentul în care se vor începe aceste scăderi, oamenii teoretic vor începe să aibă din ce în ce mai mulți bani și atunci vor veni să cumpere astfel de produse și servicii care teoretic sunt mai scumpe. Deci undeva în Q4 2024, Q1 2025. Asta înseamnă că piața nu va continua să crească în momentul acesta, adică SP500 nu va continua să crească? Dacă piața este susținută de doar 10% dintre companii, înseamnă că aceste companii vor susține în continuare creșterea. Nu mă aștept ca în următoarea perioadă să se întâmple ceva major cu SP500, de exemplu, sau să apară o corecție majoră în următoarea perioadă. Dacă aceste companii au susținut indicele până acum, probabil o vor susține și de acum înainte. Doar că, întrebarea este în felul următor, o vor susține la infinit? Puțin probabil. Puțin probabil să susțină piața la infinit, după cum știi, ce urcă trebuie să coboare, ce coboare trebuie să urce. Și atunci, chiar dacă în momentele acestea în care vedem că piața crește, 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 avem tendința să spunem că va crește la infinit, în realitate lucrurile nu stau așa. În realitate lucrurile se vor schimba. E bine, la un moment dat și aceste companii vor începe să aibă corecții. Când vor începe aceste corecții? Păi eu anticipez că aceste corecții vor începe în Q2, undeva Q1, Q2 al anului 2025. De ce undeva în Q2? Pentru că, dacă ne așteptăm ca scăderea dobânzii de referință a Băcii centrale să înceapă în septembrie, piața începe să se corecteze undeva între 3 și 6 luni după momentul de începere a scăderii. Dobânzii băncii centrale. Și atunci asta se întâmplă undeva prin Q1, Q2 a lui 2025. Tocmai din această cauză, astăzi eu nu sunt investit 100%. Astăzi sunt 50% investit în piața financiară, 50% sunt în cash, astfel încât să prind momentul acesta de minim și să achiziționez mai mult. Asta înseamnă că până în 2025 nu mai cumpăr nicio companie? Nu, sunt nicio formă. Asta înseamnă că dacă voi vedea în continuare companii foarte bune, la prețuri foarte, foarte mici, extrem de mici, prețuri la care nu te poți abține să cumperi pentru că sunt nesimțit de mici, atunci voi cumpăra. Nu voi cumpăra cu foarte mulți bani, dar voi începe să construiesc poziții în companii extraordinar de bune, companii foarte cunoscute, care sunt la prețuri foarte mici. De ce? Pentru că, în momentul în care va începe creșterea, în 2025, pentru mare parte din companii, eu vreau să fiu deja poziționat și vreau să prind momentul acesta de creștere din plin, astfel încât să reușesc să bat piața. Asta nu înseamnă că și tu trebuie să faci același lucru, asta vreau să fac eu în următoarea perioadă.